Stimați telespectatori, bună seara! Sunt doctorul Diacon Octavian și vă invit alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Realitatea Medicală aici la Bucovina TV. Avem plăcerea de a avea invitat în această seară alături de noi pe domnul doctor Chiriac Teodor. Domnul doctor, bună seara și bună seara la emisiune. Bună seara! Domnul doctor Chiriac, pentru cine nu-l cunoaște, dar nu cred că este multă lume care nu-l știe, este unul dintre veteranii veteranii medicinii suceveni. Dar cât aveți? 20 câte ani? 20 de ani. O viață de om. Așa, este medic primar urolog, da, la cabinetul medical urologic din Policlinica Areni. Domnule doctor, pe vremea mai făcea și gărzi pe spital. De ce ați renunțat la acele gărzi? Nu mai ajungea timpul, pentru că aveam policlinica, atunci era ambulatorul de spital și aveam și un cabinet particular, unde vedeam după masa, aici chiar lângă dumneavoastră, la, lângă stația de salvare. Și pur și simplu nu mai ajungea timpul, de când a trecut în, din... 98, de când s-a trecut în casa de asigurări și a devenit cabinet medical individual, atunci am preferat să rămân pe o singură parte și m-am dedicat mai mult tratamentului medicamentos alternativ la tratamentul chirurgical sau urologic. Dar să faceți și foarte multe manevre invazive în policlinică. Sigur că da, pentru că, așa cum știm cu toții, există, în urologie există tratament medicamentos, există tratament urologic, manevrele urologice care se fac de la de diagnostic sau terapeutic. Și am să vă dau un exemplu, dilatațiile uretrale, cateterismele în general, instilații, mici intervenții chirurgicale din chirurgia mică, cum o denumim noi, și, bineînțeles, urologia mai are chirurgia urologică cu operațiile deschise, mari, în anumite situații, și am să vă dau un exemplu, în general în cancere, cancerul renal, care nu poți să-l faci decât printr-o operație deschisă, laboreață, printr-o incizie mai specială. Da, dumneavoastră spuneți la astea mici intervenții chirurgicale, dar pentru noi bărbații este o spaimă deosebită să mergi să-ți bagi un osod. Da, este zona sensibilă și bărbații sunt mai sensibili și mai puțin rezistenți la durere decât femeile, ăsta e adevărul. Da. Și, dar avem posibilitatea cu o anestezie locală. Există niște geluri care conțin anestezic, care se introduc înainte pe uretră, de exemplu. Dă o ușoară anestezie, însă toate cateterele care le folosim, uretrovezicale în general, sunt pe dimensiuni, pe mărimi. Și, evident, omul se spune, vai, băgat sonda asta pe uretră, pe canal, nu e o problemă, că astea sunt dimensiunile normale și apoi scad sau mai, pentru când facem dilatație, atunci folosim numere mai mari, progresiv, evident. Asta este treaba noastră, nu? Deci noi apreciem care intră și care nu intră, da? Da. Pe da. Cum ne spunea asta de când eram student, mie mi-a plăcut urologia de când, chiar în anul 4 de facultate, dacă vă amintiți că atunci am făcut urologie, mi-a plăcut că era ceva mai deosebit. Apoi, în stagiatură, noi am prins stagiatura la spital, în clinici universitare, de obicei, unde iarăși am făcut multă urologie și chiar de atunci, din studenție și apoi din stagiatură, ne spuneau maestrii noștri, că, domnule, sonda trebuie să fie continuarea degetelor, deci să simtă ce simt degetele. Deci cu blândețe, nu cu... Domnule doctor, am ales de comun acord să vorbim despre sănătatea bărbatului, sănătatea prostatei, da? Da. Să înțelegem că un bărbat care nu are o prostată sănătoasă nu este un bărbat sănătos? Da, aici să nuanțăm puțin. Sănătatea bărbatului, evident că nu prostata dă starea de sănătate,
dar sănătatea bărbatului și, hai să spunem, și bărbăția bărbatului. Pentru că prostata este un organ foarte important în sensul ăsta. Și de ce vă spun treaba asta? Le explic pacienților să mă înțeleagă. Dom'le, aveți grijă de prostată. Pentru că organele genitale externe, testicole respectiv, dau virilitatea. Deci poți face copii, nicio problemă. Dar bărbăția, potența, să o numesc pe direct, pe înțelesul tuturor, o dă prostata. Și aici am să vă dau un exemplu, chiar de când eram stagiar, în primul an de stagiatură, un coleg de-a meu de facultate, băiat înalt, mai înalt ca mine, cu vreo palmă, mă întâlnesc cu el prin Piața Unirii, așa, și vine și la mine și spune: vai, Tudore, sunt impotent. Zic, mai, cum așa? Păi așa, așa. Și, bineînțeles, tatălui fiind profesor universitar, dus pe la endocrine, pe la asta, zic că eu cred că ai răcit, măi, Mihail chema. Și, bineînțeles, atunci era la în vogă biseptolul. Apăruse atunci cu rezultate foarte bune. Și a revenit în vogă biseptolul. Da, a revenit în vogă. În urma abuzului de antibiotice, a lipsii de control asupra administrării antibioticilor. Deci fiecare țața Maria din capul satului prescrie acum tot felul de cefalosporine și de alte medicamente de antibiotice de ultimă generație. Deci biseptolul a fost neglijat. Deci fiind neglijat... A făcut o pauză și acum și-a revenit. Deci chiar în spital îl folosim și cu foarte mult succes. Da. Și bineînțeles că după atât cât știam, dar bine, aveam oarecare experiență și în stagiatură și îi cheamă Mihai niște biseptol și pune un supozitor antiinflamator și să vezi că înțeles că și-a revenit și era foarte bucuros, dar... Și ați devenit cel mai mare bucuros. Și de atunci am zis, ia uite, domnule, câte probleme ridică prostata. O banală răceală. Și pentru că am început cu răceala, cu inflamația, Să discutăm puțin despre prostatitele. Cum s-ar defini această prostatită? Prostatita face parte din infecțiile, generic vorbind, din infecțiile urinare. Așa cum este pielonefrita, afectarea rinichiului, răceala rinichiului, cistita la femei este totdeauna primară, apare prin răceala propriu-zisă, fără alte cauze. La bărbat există, că tocmai când mulți colegi de-ai noștri, nu urologi, în general, așa, rădați, ai făcut cistită ca femeie. Nu, există și cistită la bărbat, secundară unei prostatite, unei inflamații prostate. Acum, prostatita poate să fie numai inflamatorie, dar poate să fie și microbiană. Care ar fi diferența dintre ele două? Telespectatorii nu prea știu ce este acelea. Da, ce e inflamație. Da. Microbi cam știu, e așa, deci, dar în general toată lumea vine și îi pui capul și le bagă tot felul, domnule, și virusul, și microbi, și bacterii, și așa e o chestie, așa, un haloi mi se acolo, dar toate, dacă puteți să ne detaliați, da, un pic. Prostata microbiană înseamnă prezența microbilor în prostată. Și cum determinăm treaba asta? Printr-un examen direct a secreției prostatice. În oriunde în lume, oricâte analize face, cele mai sofisticate și astea, tușeul rectal, deci, care se face prin introducerea, ca să înțeleagă toată lumea, prin introducerea degetului în anus, bineînțeles protejat de o mânușă și cu un lubrifiant, acolo simți prostata. Simți prostata, simți că te se demare. Prostata, având forma unei castane, are un șanț median, că e format din doi lobi, de fapt din trei lobi, dar noi ce putem să palpăm, ce putem examina, sunt cei doi lobi ai prostatei.
care au un șanț, depășind de un șanț, șanțul median. În inflamații, prostata se mărește de volum și la tactul rectal, la examinare, la palparea prostatei și puțin exprimat, un pic apăsat, apare secreția prostatică, care este mai, în general, la o examinare a unei prostate normale, apare o picătură din secreția prostatică. La prostatele răcite, inflamate sau infectate cu prezența microbilor, atunci secreția este mai mare. Apare chiar uneori în picătură deasă, chiar în jet. Deci înțelegem că prostata este inflamată, este ca și cum am avea un fel de gripă, da, de răceală. Da, păi exact asta, da? Le explic pacienților, că de ce, că se, înțeles că unii se sperie, se îngrijorează. Și când este microbiană, deci atunci... La o banală rinită, un guturai, nu? Secrețiile nu le poți ține, tot sufli, nasul mai des. Așa este și cu prostata. Inflamația. Respir mai greu. De ce? Pentru că mucoasa nazală se, în inflamație se congestionează. Deci crește în volum. Grosimea crește. Aici vorbim de grosimea mucoasei nazale. Prostata la fel. Și atunci, pe picătura care din prostată, dăm la laborator. Un examen direct, simplu. Și prezența microbilor arată prostatita microbiană. Deci de aici, de la microbi, bacterii, microbi. Și asta înseamnă infecția prostatei. Absența lor înseamnă inflamație. Eu colaborez foarte bine cu medici de laborator care îmi știu, hai să zic între ghilimele, pretențiile, ce vreau. Și atunci cer un examen citobacteriologic. În sensul că dacă sunt microbi, dacă sunt bacterii, da? Mi le descrie și în general ne orientăm după descripția simplă sau și atunci îmi spune și citologia. Leucocite, celulele uretrale, celulele prostatice din zona celule, da, celule uretrale, am zis bine. Tot pe examenul direct, examen citobacteriologic, deci pe lamă, foarte adesea mi apar diplococii, deci coci gram negativi așezați în diplococii. Diplococii sunt cei care dau blenoragia și acestea sunt infecțiile care se transmit pe cale sexuală. Până la aceste infecții aș dori să vă referiți un pic la clasificarea acestor prostatite. Deci ne-a spus că este deci aia inflamatorii, da? Deci este asta, da, microbiană. Și, că, da. Și avem prostatita acută care apare imediat. S-a așezat omul pe ceva rece, bărbatul, așa. Vara, când e cald, a băut lichid de rece și iarăși le explic. Zic, domnule, dacă la 30 și ceva, 40 de grade, bei la 4 grade, apa, lichidele, nu stau în stomac să se încălzească și astea, ele trec pe șoseaua gastrică, pe mica curbură și trec direct în intestin și astea. Și în jurul vezicii apare deja apa care intestinul subțire și apoi, bine, până se trece în sânge, el deja recește. Sau a băut o bere rece însetat de la frigider, el înferbântat la temperatură, și se trezește că a intrat în reîntețe completă de urină, nu mai poate urina. Deci există o legătură de cauzalitate între acest consum de bere rece și apariția reteției? Foarte adesea, vara mai ales vara, da. Iarna sau perioada de ceață, vremea asta care pătrunde în oase, așa, asta e cea mai periculoasă. Frigul la picioare. Foarte mulți am pacienți și tineri care vin, care lucrează în bazar. Exemplu. Acolo am găsit
Deci iată, are și Suceava o patologie specifică de când a dispărut ICH-ul sau care era cu sindromul de Suceava. Așa cum a apărut sindromul de bazar. Sindromul de bazar, da. Da. Și, bine, răcesc sau cât te, unde poți să te învârți? Ai acolo un spațiu mic și de obicei pleacă dimineața pe la 3-4 când de obicei vând angro, mă rog, mai stau și de vorbă cu... este prostatita subacută, forma între, și prostatita cronică. Prostatita cronică sunt aceste răceli, aceste infecții, dese repetate, neglijate. Și cronicizarea infecției inflamației a prostatitei pune foarte adesea urologul în cumpănă, în sensul că trebuie să faci diagnostic diferențial. Și foarte adesea, o prostatită cronică seamănă foarte mult cu cancerul prostatic la palpare. În afară de faptul că în prostatite, în inflamații, crește antigenul specific prostatic, acel PSA. PSA-ul ăla. Da. Și, în general, crește în intervalul gri, cum numim noi, în zona gri. În sensul, este o valoare de referință, în general, până la 4 nanograme pe mililitru, dar până la 8-10 valoarea PSA-ului, noi considerăm în zona gri. Și foarte mult se spere, vai, mi-a crescut PSA-ul, înseamnă că PSA-ul, ce înseamnă depistarea precoce infracelulară a cancerului de prostată. Și, bineînțeles, în situația în care am, dau să vorbim un pic și despre cancerul de prostată, în situația în care avem confirmat cancerul de prostată și este sub tratament, îl monitorizăm prin evoluția PSA-ului. PSA-ul crește și atunci niciodată nu mi-am făcut probleme când asta, după prima lună de tratament. Bine, pentru cu un, dacă este microbian, cu un antibiotic, un antiinflamator obligatoriu și un medicament specific prostatei, un alfa-blocant sau, dacă este mai mare, îi dau și un inhibitor 5-alfa-reductază. Se pare că nu-i voie de dat denumirile medicamentelor. Da, așa da, că, nu e problemă. De asta că nu facem noi acum reclamă la nu știu firme. Sau da. Așa. Și spectatorii în general cred că sunt interesați. Deci, da, dacă au nevoie de luat un medicamentul la dumneavoastră, vin să-l prescrieți, da, nu să da. Apuce în seria. Așa. Domnule doctor, deci să înțelegem că deci există o prostatită acută, există o prostatită cronică, da? Deci cam în cât timp, deci după ce interval de tratament se poate considera o prostatită ca fiind cronică? Ca pacientul se poate prezenta de la început. Cu o prostatită cronică, sigur. Dar și în general sunt prostatitele cronice pentru că, cum am spus, apar în prostatitele acute care le-au neglijat. Și în general la bărbații... Cât timp trebuie să neglijeze bărbatul această prostatită ca să spunem că ea a devenit cronică? Da, vedeți, o întrebare foarte bună la care vă dau un răspuns, chiar vreau să spun treaba asta. Nu, trebuie lua fiecare pacient în parte. Nu putem spune, domnule, dacă ai răcit de atâtea ori sau dacă ai răcit de anul trecut, de acum 2 ani, de acum, știu eu, de atâtea săptămâni, de atâtea luni, înseamnă că e cronică. Nu. Pentru că, în general, la persoanele tinere, și asta mă refer la bărbații 40-50 de ani, bărbatul în și eu perioada... Și cred că consideram moșneac de acum, înseamnă că sunt tânăr, totuși, nu? Sigur, dar tânăr ești până la... De ce și la 70-80 de ani? De ce să nu? Tinerețea există. Forma de manifestare a tinereții, atunci o luăm cu
cu vârsta. Ne uităm în, la CNP. Dar așa să spuneam. Deci nu putem, fiecare pacient trebuie luat individualizat. Da. Ne face semn regia, luăm o scurtă pauză, după care o să revenim. Da. Da, am revenit în direct. Domnule doctor, rămăsăsăm la etiologia acestor prostatite, da? Bolile cu transmitere sexuală, spuneați dumneavoastră la un moment dat ceva de niște diplococi, da? De ceva de blenoragie. Da. Deci au cum să vă spun, o cauză importantă în apariția acestei boli sau se poate să apară la unii și la alții nu? Da, reprezintă o cauză importantă, dar consecințele sunt important de luat în discuție și cu urmări destul de serioase. Blenorogia sau gonoreia este dată de acești gonococi, diplococi, așezați în boab de cafea pereche, care, cum am spus, se observă foarte bine și cel mai bine se observă pe examenul direct pe lamă, colorați gram. Dar există și medii, se cultivă. Ce se întâmplă cu acești gonococi? În general, se prezintă la medic pacientul, bărbatul respectiv, când apare secreția uretrală, o observ de la, nu știu să mai trebuie, dar pentru confirmare faci totuși o... Asta este faza acută. Mulți merg, alții din jenă, din știu așa, iau de la farmacie un antibiotic sau... Cea mai mare tâmpenie posibil. Foarte, foarte, foarte periculos. Un tratament făcut incorrect sau insuficient ca timp sau ca doză nu face decât să dispară o parte din gonococi, în general cei slabi, dar rămân cei puternici. Gonococul ăsta, microbul ăsta, se... ia o formă de rezistență, o formă quasi sporulată, care urcă pe uretră contra curent și ajunge, în prostată. În prostată, la căldurică, frumos și bine, el sub forma sporulată rămâne ani și ani de zile. După, în situația în care răcește, apare inflamația. Și în inflamație știți că apare căldura locală, vazodilatația cu creșterea permeabilității vasculare și chiar celulare. Apropo, și aici fac o paranteză, că există forma de gonococi intracelulare și extracelulare. Și de asta ne facem o diferență. Când sunt gonococi intracelulari, înseamnă că e raport recent. Când sunt extracelulari, sunt mai demult. Și atunci, când apar condițiile prielnice de manifest, e din forma de rezistență sporulată, devin forma vegetantă. Și atunci, iarăși încep să apară și nu știe săracul bărbat, că n-a fost nicăieri, că asta e situația, și a apărut secreția. La examenul pe lamă, poftim domnul gonococ. Ce s-a întâmplat? Scandal, discuții și asta. Asta e explicația. Nu s-a tratat corect și... Era chestia celebră că păcatele la tinerețe le plătim la bătrânețe. Da, cam asta e, da. Și cu cât înaintezi în vârstă, normal că gonococul lasă urme. Acum, pentru că și atunci se dă un tratament de atac și unul de întreținere. Totul până la tratament vreau da, să... Dar vreau să mai spun și altceva, că sunt situații și, din păcate, chiar colegi de altă specialitate care au dat niște medicamente. Într-adevăr,
dispare gonococul, dar nu este voie de dat. Este vorba de rifampicină sau sinerdolul. Care e ținut de rezervă pentru tuberculoză. Asta e ținut pentru tuberculoză. Da, da. Dar problema și atrag atenția la treaba asta, este că dă sinerdolul, dă anticorpi. Și când iei a doua oară, ai reacția antigen-anticorp. Și s-a ajuns la insuficiență hepatică gravă. Și a trebuit deci fără justificare, deci boala în sine, deci nu justifică, să înțelegem, deci utilizarea acestui da, miraculos, da, care îți dispare. Care este rezervat pentru, este pentru tuberculoză. Da, deci pentru unde avem și chiar și tuberculoza renală. Da. Da. Domnule doctor, aveți o întrebare, domnul Cristi vă întreabă, spune că analizele PSA, creatinina, uree, ecografia au ieșit bine, nu are nimic la prostată, probabil că vorbește despre cineva. Așa, urinează normal, dar are hemospermie. Aceasta, cu tot cu tratament, apare des. Ce recomandați dumneavoastră? Da. Poate să explicăm ce e hemospermia. Prezența de sânge în ejaculat. Ejaculat. Aici vreau să se înțeleagă foarte clar. Ejaculatul, în termen obișnuit, popular, se spune în spermă. Da. Prezența de hematii, deci, așa, acolo o picătură de sânge colorează toată. Apare în inflamație. În inflamație. Poate să... inflamația prostatei, dar putem avea și o inflamație a epididimului. Epididimul, știind că sunt glandele, sunt tuburile colectoare care se adună apoi în ductul seminal, cordonul deferent, se adună apoi în veziculele seminale care se află în spatele prostatei. Veziculele seminale se deschid în prostată. Deci, veziculele seminale să le denumim depozit de spermatozoizi, care se combină cu secreția prostatică și este ceea ce se numește ejaculat. În termen popular, spermă. Inflamația, și spusesem chiar puțin mai înainte, inflamația dă vazodilatație, creșterea permeabilității, mai trec câteva hematii. Eu am tratat hemospermia numai cu antiinflamatorii și un antibiotic de protecție, un antiseptic urinar din grupa chinolonelor, care face foarte bine. Deci am înțeles. Deci recomandați domnului Cristi să vă caute, da, cu pacientul respectiv și atunci îl veți consilia exact. Fără nicio problemă. Că dumneavoastră lui a fost investigat destul de bine. Deci da, bine, acum are probele de funcție renală, uree, creatinină, așa. Ce mai avea el acolo? O ecografie care îmi dă dimensiunile prostate. La ecografie aș vrea să atrag un pic atenția la cei care fac ecografie și care mă rog, era chestia aceea, mulți veniți puțin chemați sau cum? Care îmi știu cam ce doresc, totdeauna să facă reziduu vezical. Da, deci să vă contacteze și o să... La cei care fac ecografie, domnule, trimite pacientul, bărbatul să urineze, chiar și la femeie este indicat, totdeauna, cu reziduu vezical, ce a rămas acolo și măsor foarte frumos câți mililitri. Da, de asta este bine că colegii colaborează între ei, dar fiecare știe, băi, ce vrea ăla, nu? Deci, da, da, și mai ales... Da. Se face spre beneficiu, spre binele pacientului. Bine, eu am avantajul și asta că am ecograful la cabinet și atunci știu ce urmăresc și ce se mai întâmplă și are se face un abuz de PSA, de antigenul ăsta specific prostatic. Am spus mai înainte că în spatele prostatei se află veziculele seminale. De asemenea, uretra prostatică, care uneori pe ecograf apare ca niște noduli. Nodul hipoecogen, deci mai hipoecogen. Mai puțin ecogen, da? Da, cu ecogenitate mai scăzută. Asta înseamnă mai palid, să le zic așa, cu toate că apar mai negri, când paliditatea înseamnă mai negru pe imaginea ecografică. Și
cancer, nodulul canceros, nodulul prostatic canceros, apare tot hipoecogen. Și atunci există, dar cel mai sfânt este tușeul rectal, degetul, indexul este cel mai... Dar cum era chestia celebră, da, deci când ne-am învățat, când eram studenți la chirurgie, chirurgul are 10 degete, deci, da, deci 9 la mâini și 1 în fundul bolnavului, da? Da. Da. Domnule doctor, să revenim la prostatitele noastre, așa, să discutăm ceva despre simptomatologie. Da. Am atins o leacă, deci, cu hemospermia asta, da? Simptomatologia, noi o încadrăm într-un singur cuvânt, mai ales când scriem la registru, sindrom vezical. Ce înseamnă sindromul vezical? Înseamnă urinatul mai des, micțiunea imperioasă, în sensul când ai senzația de urinare, nu mai poți amâna prea mult, trebuie să găsești un nivelat, undeva unde să rezolvi problema. Prin tumefierea prostatei, uretra este împinsă, nu este stricturată. Deci este, lumenul este mai, mai închis. Și atunci jetul urinar este mai slab. Usturimile micționale urinar, sau cu alte, pardon, cu alte semne pe care fiecare le descrie cum mai colorat sau mai puțin colorat, care senzația de tăietură, senzația de ferbințeală, senzația de prurit, de mâncărime. Așa. La bărbați și la bărbați cu viață sexuală, ca vârstă care trebuie să fie ok, apare ejacularea precoce. Că de asta vrem să atingem un pic și probleme de sexualitate, că asta am spus, sănătatea bărbatului. Mai tabu o leacă, da? Deci asta, dar poate într-o emisiune despre următoare. Doamne, toată lumea vă că discută, tot, așa, văd, da. Chiar aseară mă uitam pe internet, vedeam ceva, sănătatea aparatului genital, nu știu ce, faci și dumne, dar de bărbați chiar nu spuneți nimic, deci toți numai... Înseamnă că am fost inspirat când am spus cu sănătatea prostatei, sănătatea bărbatului. Așa, ejacularea precoce. Ejacularea precoce în termeni mai mult statistici, așa, empirici, s-a stabilit că, domnule, dacă ce este până la 2 minute și se numește ejaculare precoce. După 2 minute, acum depinde de capacitatea fiecărui bărbat de a-și regla actul sexual. Ejacularea precoce, am spus până la 2 minute, dar poate să fie și ejaculare anteportam, mai denumim. Atât de... pare pur și simplu înainte de intromisia penisului. Unul din cauzele care aduc la mine, în general, tinerii. Și mulți vin numai pentru ejacularea precoce. De ce? Pentru că celelalte simptome care le-am spus mai înainte, usturimi, micțiunea imperioasă, jetul mai slab, nu-i deranjează. Sau, pur și simplu, nu se manifestă. Că vin mai tânăr, nu da importanță, că la unul mai în vârstă, imediat se sesizează forța de contracție a vezicii la bătrâni, este mai scade, că mai obosește și după atâția ani. Și atunci se manifestă prin treaba asta. Ei vin, practic, pentru problema asta. Asta e ejacularea precoce. Și atunci, tratamentul inflamației, a răcelii, a infecției, eventual, rezolvă foarte bine și... Am înțeles. În afară deci, de... Deci să înțelegem, da, că această prostatită afectează și această viață sexuală a bărbatului și mai ales a bărbatului categoric, activ, da? Cu siguranță. Cu siguranță. Mulți spun, alții nu spun, alții la... O să treacă, nu știu ce... E bine, totuși... Și spuneți dumneavoastră că este una dintre motivele principale, da? Deci, care bărbații tineri se adresează cabinetului dumneavoastră. Da, de multe ori, numai printr-un simptom,
Apoi, iradierea, să ținem cont și de iradierea durerii, ca orice organ doare, da? Și unde se duce durerea? Fie că îl doare suprapubian, în dreptul vezicii, pentru că vezica, uretra, deci vezica se continuă cu uretra și o porțiune traversează oblic prostata, de aia se numește uretra prostatică, așa, și îl doare durerea realizată spre vezică, dar îl realizează și în testicule. Și atunci, când îl examinez și palpez prostata, spun, ce simți pe ură? Căldură, usturime. Și unde se lasă durerea așa? În testicule. Păi vezi că n-ai nimic la testicule. Asta e cauza. Este în altă parte, da? Este în altă parte. În afară de faptul că fiind în legătură, vezică, apoi ureterele și rinichii, de la rinichi la vezică avem ureterul, calea de parcurgere a urinii spre vezică, dor și lombele, dor și rinichii. Și ca o complicație a unei prostatite neglijate apare pielonefrită, are cealaltă la rinichi. Deci retrograd se poate îmbolnăvi. Sigur, tot aparatul, categoric, aparatul urinar. Categoric. Nu doar, cum diagnosticăm această afecțiune? Ne-a spus examenul clinic de bază, da? Deci tușeul rectal rămâne regina examinările sau regii, ca să facem acord gramatical. Era regina explorării. Ce mijloace paraclinice? Deci a spus de acest PSA, probabil că pentru diagnostic diferențial, da? Deci, eu nu-l recomand. Sau nu-l recomandați? Nu recomand. Alte analize de laborator, cam ce mai recomandați dumneavoastră, în afară de examenul ăla pe lamă, care a secreției prostatice? Sincer, nu mai recomand. E răceală și atâta. Deci dumneavoastră vii suficient. Da, suficient tușeul rectal, ecografia care îmi dă dimensiunile, hai să spun, quasi absolute, dacă pot să zic așa, rezidiu vezical, dar atunci când fac ecografia, văd și mucoasa vezicală, care apare volburată, apare cu dublu contur, asta este reacția decistită secundară. Uneori la pacienții mai în vârstă sau mai în vârstă, zic așa, 50-60 de ani care s-au muncit în frig sau neglijat, da? Apare chiar pancistita pe ecografie, îmi apare conturul vezical gros de peste 10 mm, un centimetru, un centimetru și ceva. Asta este fenomenul de pancistită. Și atunci trebuie bine, adică pancistită, cuprins toate straturile vezicii urinare. De la urotelul stratul intermucoasă până la stratul extern seroasă. Deci nu trebuie să înțeleg că dumneavoastră faceți mari economii în buzunarul bolnavilor. Că nu-i trimit, da? La analize. Ceea ce este, cred că este o veste foarte bucurătoare pentru telespectatori. Așa, deci cu mijloace puțire, da? Deci puneți un diagnostic destul de exact și țintit asupra acestei. Da, totuși afecțiuni. Mai cer un PSA, că am spus, când sunt prostatitele cronice și care se aseamănă bine cu cancerul prostatic, totuși să-mi fac un PSA. Și atunci, după, îi chem la control, adică mă țin de pacient, dar să se țină și ei de mine, că așa e bine. Am înțeles. Și deja la când vine peste o lună, îmi vine cu un PSA, să spunem, făcut la o recomandare, la ecograf, domnule, vă pare ceva special, ia fă și un PSA. Vine la mine puțin crescut. Când vine după o lună de tratament, deja este normalizat PSA-ul. Și nu mai am eu niciun dubiu că și la examenul digital, la fel, lucrurile stau ok. Da, am înțeles. Haideți să ne referim un pic la diagnosticul diferențial. Cu ce s-ar putea confunda această prostatită? Dumneavoastră, am înțeles, aveți un fler care, deci nu e nevoie să, deci un diagnostic îl puneți, dar în general așa, cu ce se poate confunda? Că lumea de obicei se sperie de cancer, se sperie de alte. Da, e cancerofobia, dar mai ales dacă urmărești o emisiune despre cancer și despre cancerul prostatic, în care se face foarte mare. Păi asta este, dar la prostatită, cancerul prostatic. Acum, mai poți avea și, tot în cadrul infecției urinare a unei prostatite, ca o complicație a unei prostatite, poți să ai abcesul prostatic. Să diferențiem și asta. În ce constă acest abces prostatic? Colectarea de puroi,
cu un lob prostatic. Deci microbul ăla care bântuie pe acolo, da, deci care spune... Odată de ceva, de o sens, de ceva macare, de receptivitate crescută pentru infecții, deci practic la o răceală, a găsit condițiile ca să abcedeze, să o colecție, ca orice abces din chirurgie care este la prostată. Dar sunt cazuri mai rare. Mai există și litiaza prostatică, asta este mai rară. Și aici, iarăși, aș vrea să mai atrag atenția. Găsesc foarte multe care litiază prostatică. Aia sunt simpecțiunii. Domnule doctor, ne faceți în regia, vă rog, pauză, da? De publicitate și revenim. Revin la simpecțiuni. Lucruri interesante care... Da. Da, am revenit în direct. Domnule doctor, rămăsesem la diagnosticul diferențial. A spus ceva de abcesul prostatic, da? Da. Și a spus ceva de litiaza prostatică, da? Și aici cu litiaza prostatică. Litiaza asta prostatică se... ca și litiaza veziculară sau cum? Cum să fac? Fac litiaza, să fac? Ce să fac acolo? Litiaza prostatică, hai să spun, adevărată, sunt calculi în prostată și este un semn foarte... plastic. A apărut și în cărți și este exact când examinezi prostată, cum ai palpa un sac cu nuci. Deci cam asta e senzația la litiaza prostatică adevărată. Dar asta vorbeam mai înainte de pauză, de simpecțiunii prostatici. Simpecțiunii prostatici sunt niște coaguli, niște cheaguri. Deci, secreția prostatică care se mai încheagă câteodată. Asta dispare, apare, dispare. Și apare imaginea ecografică hiperecogenă, strălucitoare, care ar fi calcul. Dar totdeauna, și asta este în litiaza și renală, vezicală, prostatică, trebuie să ai conul de umbră posterioară. Ori aici, în simpecțiune, ai con de umbră posterioară. Deci nu e nicio problemă. Și poate să fie într-un lob, în amândoi lobii, nu deranjează cu absolut nimic. Și pentru că m-ați întrebat de diagnostic diferențial, hipertrofia de prostată, pentru că este o hipertrofie, deci o mărire de volum a prostatei, benignă, în care intră și adenomul, despre care o să discutăm probabil dacă avem timp un pic mai târziu, dă sindromul obstructiv. Și atunci obstrucția, ce poate să mai dea, ca să, în obstrucție, sindrom obstructiv, ce înseamnă? Jetul slab, uneori în picătură deasă, efortul la urinare, disuria, ca să urineze pacientul bărbat, depune un efort, uneori se apasă pe abdomen ca să crească presiunea, să mărească presiunea. Asta se întâmplă în stricturile uretrale, stricturile canalului uretral. Și uneori poate să fie și concomitență. Să ai și strictură, să ai și prostatită, hipertrofie de prostată. Deci tot tipul capului sărac. Și aici iarăși aș vrea să mai subliniez un lucru foarte important. Gonococul de care spuneam la început, microbul ăsta, aproape întotdeauna dă stricturi uretrale. Nu pot să vă spun un mecanism intim, cum, ce se întâmplă de dă, dar... Știu rezultatul. Știu că dă, se știe că dă stricturi uretrale. Și atunci poți să, de la o prostatită microbiană, gonococică, ai și stricturi uretrale. Și pentru că am adus vorba iarăși de gonococ, în 40-60% din situații, din gonococii, din blenoragii, există și o asociere cu Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis este o formă intermediară între, ca să înțeleagă tot, între microb și virus. Deci este sub microb, mai mic decât microbul.
clamidia trahomatis, iarăși boală cu transmitere sexuală. Și care dă o prostatită din asta, deci nu găsești microb, nu găsești... Tot în ordine? Tot în ordine, aparent, și totuși are manifestări astea foarte neplăcute. Pentru clamidia trahomatis există iarăși medii de cultură speciale. E cam neplăcută recoltarea, pentru că se introduce un tampon, un băț care are puțin vată la vârf. Și asta nu-l mai ungeți. Păi asta nu mai lubrefiem. Și atunci un picuț... Deci fără vaselină, da? Fără vaselină, da. Și atunci, dar, pentru că clamida este pe celule, cu ocazia asta se face și un raclaj uretral, raclaj între ghilimele. Am înțeles. Așa, și atunci mai apar și celule uretrale. Și, dar se mai face și un examen indirect prin determinarea imunoglobulinelor IgA pentru clamidia trahomatis. Și aici, iarăși, când apar IgG-ul, imunoglobulina G, așa, asta înseamnă o infecție veche. Când apare AU, atunci e o infecție recentă. Și tu faci, le adun toate cap la cap și știi ce să-i dai. Bine, există medicație pentru fiecare parte. Și totdeauna folosesc asociere. Și o să discutăm un pic la tratamentul adenomul de prostatic, dacă avem timp, ce cu asocierea asta. Da. Așa, mai există o formă, iarăși totul este perfect. Prostata normală, fără reziduu vezical, fără... Apropo de reziduu vezical, fac o paranteză iarăși. Dacă la o prostatită, o hipertrofie de prostată, nu am reziduu vezical, urinează bine, atunci nu-i mai explorez uretra. Are reziduu vezical absent sau neglijabil. Dacă îmi rămâne reziduu vezical, atunci totdeauna îi fac o explorare uretrală. Deci, cu o sondă speciale, nu sunt făcute de mine, sunt făcute standard, de la numere, că m-am spus, mai mari, mai mici. În general, se începe cu numărul, sunt în scara șarie, asta înseamnă un număr, înseamnă a treia parte dintr-un milimetru. În general, folosim, se încearcă cu un număr mai mic decât calibrul, diametrul uretral normal. 18 este în scara șarie, 18 împărțit la 3, deci cam 6 cm are uretra. Dumneavoastră, cum apreciați asta? Ochiometric, așa, nu? Sau cum apreciați această dimensiune care a uretrii, da? Ca să introduce sonda? Pe asta spuneam. Încep cu un număr mai mic. Numerele sunt din 2 în 2. Nu, dar inițial așa cum vă orientați, ochiometric, nu? Deci cam... Da, sigur. Cam, da, da. Cam în momentul, merge, în momentul în care dau de un obstacol, nu forțez niciodată să faci calea falsă, că asta e cel mai urât lucru, să faci încă o... Să o iei în altă parte pe unde trebuie și nici măcar n-ajungi în vesică. Așa. Și în momentul în care am întâmpinat un obstacol, ia un număr mai mic. V-am spus, în scara șarie, numele sunt din 2 în 2. Deci 16, nu merge 16, nu forțez, trec la 14 sau 12. Uneori am încercat, au fost stricturi din astea foarte... La scara șarie, 8, care sunt foarte subțiri. Și progresiv ajungi la... Acum, de ce prefer dilatațiile prin manevre urologice cu sondele astea, cu cateterele astea? Pentru că se face și, bine, la un moment dat ajungi la o uretrotomie endoscopică cu uretrotomul. Dar toată lumea și toți mari maestri și pe care am cunoscut în urologie, un singur lucru foarte clar și logic. Operația de strictură se vindecă prin strictură. Prin strictură, la rândul ei, da, logic. Da. Pentru că ai tăiat acolo, se cicatrizează. Cicatrizează și fibrozează. Sunt cicatricial, nu? Fibrozat. Da. Și atunci, chiar dacă faci o uretrotomie internă, sub control optic,
Tot trebuie să-i faci dilatații periodice. Tot acolo ajungi. Tot acolo ajungi într-un final. Da. Și atunci mai greu preferăm să dilat progresiv și să evit pe cât posibil formarea de țesut sclerozant, de țesut fibros. Mai avem și totuși cei clasic, avem și mai sunt catetere, avem benicheurile, care le știți și toți chirurgii au benicheuri în trusa chirurgicală. Iarăși foarte, foarte bine se rezolvă cu benichee. Trebuie să ai puțină răbdare, pentru că omul când vine la dilatație periodică sau vine pentru prima dată, chem funcție de cum evoluează. Sunt care vin la următoarea săptămână, apoi peste 10 zile, 3 săptămâni, o lună, la 2 luni, la 3 luni. Uneori chem, domnule, când simți, de acum omul știe că, domnule, s-o mai strâns acolo, asta, vine frumos și facem dilatație. Trebuie să stea minimum 20 de minute, dar eu îi țin mai mult așa, să fiu sigur că se mulează bine pe sonda respectivă, pe cateterul respectiv. Deci așa se explică că dumneavoastră v-ați lăsat de alte activități, dar și v-ați concentrat asupra acestui cabinet, da? La lucruri deci, mai... E bine să stai cu omul până... Deci nu merge cu haida, da? Deci de acolo trebuie să stai să-l debinești. Cel mai frumos, cel mai bine este să urmărești pacientul, să-l vezi cum evoluează. Și atunci când am spus, chiar și astăzi mi-a venit un pacient, prin august a fost, era în tratamentul adenomului prostatic, a venit acum, chiar am spus să mai stea vreo 3 luni, 6, când așa, și a venit pur și simplu, chiar am spus, domnule, de acum prostata e normală. A venit iarăși la un examen, undeva de pe la Slatina, destul de departe, asta vreau să spun. Și zic, nu mai este cazul, de ce să vă fac, vă dau ceva când nu-i nevoie. Da. Haideți să ne referim un pic la tratament. Deci am spus de aceste dilatații, tratamentul medicamentos cam în ce ar consta? Că tot ați mai amintit dumneavoastră, ba din antibiotic, ba de... Da. În general, indiferent dacă am prostatită microbiană sau nemicrobiană, că nu la toți pacienții le au secreții prostatică. Merg pe un antiseptic urinar, un antibiotic din grupa chinolonelor, un antiinflamator obligatoriu. La prostatitele acute dau antiinflamator, dau și pe cale orală, comprimate, dar și supozitor. Agrez și am rezultate foarte bune de la Voltarenul supozitoare. Diclofenacul, dar Voltarenul și mai am eu o altă problemă. Dau medicație originală. Nu mă joc cu medicamente cum se numesc astea? Mergeți pe denumirea comună, da? Deci nu pe... Nu, pe denumirea de firmă. Nu cu genericele. Da. Că e mare diferență. E mare diferență. Și aici am să vă dau și un exemplu ca să mă înțeleagă toată lumea de ce merg pe originale, chiar dacă lucram cu casa de asigurări, acum știți că nu mai lucrez pe cont propriu. Nu mai probleme că de ce dau și nu dau astea ieftine și... Fiecare pornit pe economie, ce se face. Așa, da, cu totuși cu omul, cu pacientul, cu organismul, nu umblăm cu economie, că din economie în economie ajungi. Nu. Și mi-a venit, am dat rețetă, tratamentul, așa, și vine la control. Și îmi spune, e o expresie care așa mă deranjează, că n-am înțeles nimic din ce mi-a zis. Bun. Păi ce tratament ați luat? Și îmi spune cu tare, nu știu, generice. Am scris sau asta, zic, eu n-am dat așa ceva. Ia luați dumneavoastră exact ce vă scriu eu și am repetat rețeta cu urină. Vine iarăși după cam 10 zile, dau minimum de tratament, că apropo de tratament, minimum 10 zile, dar poți să mergi într-o prostatită și până la 6 săptămâni, chiar și mai mult. Și se întoarce pacientul cu... la control, după 2 săptămâni. 10 zile a făcut și peste 2 săptămâni se vine. Ei, care e situația? Ei, altă treabă. Păi, dacă nu m-a ascult, ce să-ți fac?
Bine, nu e de multe ori vina bolnavului, dar aici este și vina... Bine, aici sunt și mai mulți factori care nu vreau să supăr pe nimeni. Fiecare probabil că vrea să-și vândă medicamentul mai scump sau eu știu care, ce să spun acum... Da, acum este... să vă spun, eu lucrez și cu... am încredere în anumite farmacii. Domnule, știu că asta dă. Și chiar gesturi foarte frumoase. Mă sună de la farmacie, domnul doctor, nu avem asta. Pot să dau asta? Da, asta da, într-adevăr. Atunci, într-adevăr, îți place să lucrezi. Îți place să lucrezi și să... Cred că o să trebuiască introdusă și la noi moda, metoda din țările vestice. Așa, deci unde nu-ți dă nici o pastilă de durere de cap dacă nu ai rețetă. Deci nu s-a discuții cu tine. Da, dar acolo... există o anumită, nu știu cum se spun, decență, seriozitate. Nu vreau să spun că la noi nu-i... Decența asta și seriozitate o ce scrie acolo, aia dă. Coerciție. Dar acum nu știu de ce în țările vestice se pune foarte mare accent pe genericele astea. Am vrut să plec în Franța, era un post de urologie într-o capitală de județ. Chiar aveau nevoie. Și începusem cu limba franceză, cu actele, cu astea. Și când am auzit că merg pe generice și pe asta, oricum bine, tot într-un sistem privat aș fi lucrat. Și că pe mine mă interesează rezultatele, nu mă interesează să am nu știu câte bonuri fiscale și nu știu câte încasări și astea. Dacă n-am rezultat, degeaba. Atunci mă apuc de altă treabă, mult mai simplă și mai... Oricum, medicii români sunt destul de bine apreciați în Franța și scăutați chiar. Așa, tocmai datorită seriozității, da, și mai... aplicării către pacienți. Și am și pacienții mei de ani de zile care vin și mă... Mulți mă vizitează, nu am nevoie, dar vin să vadă ce mai fac. Da. Când te ții de pacient și asta este cel mai frumos lucru, cea mai mare satisfacție. Și mulțumirea cea mai mare, sigur. Păi asta este, da, că asta celelalte banul vine, se duce, nu, circulă, că trebuie să circule, asta e. Nu asta mă interesează. Dar pentru că aveam probleme cu casa de asigurări și încă și acum am probleme așa cu ei, că, în sensul că nu prea, adică nu știu, pe undeva în contractele astea care le fac cu casa de asigurări scrie foarte clar că am avut și eu contractul în care spunea pacientul își alege medicul curant, medicul, da, care are încredere, care, mă rog, s-a creat o relație medic-pacient. Pe de altă parte, eu n-am contract cu casa de asigurări. Pe care e problema? Deci medicul curant care are contract cu casa de asigurări, uita să spună ei. Da. Nu, aici chiar n-am înțeles. Deci la legi, dar să aibă contract cu mine și dacă, da, nu are contract în cu afară, mine... De bine, acum depinde și de ceilalți medici de familie. Pentru că medicația care o dau eu poate să fie de primă intenție. Adică pot să o dea și medic, poate să o dea și medicul de familie. Și am justificat de ce e dat asta. Uite că totuși e de un medic specialist, medic primar, asta e dat. Deci cu toate că paradoxul care este că din Botoșani, unde am foarte mulți pacienți, din Bacău, eu sunt fiind din Bacău, vin la mine multe cunoștințe, din Neamț, din Iași, soția din Iași, rude în Iași, eliberează pe scrisoarea mea medicală, deci centru universitar în Iași, eliberează medicul de familie compensat și aici în Suceava câțiva nu vor, pur și simplu. Și am spus, domnule, spune, domnule, că plătim jumătate eu, jumătate dumneata, plătim amenda doctorului, că, dacă îi reține. Deci dumneavoastră aveți această posibilitate, deci neavând contract cu casa, îi prescriți... Eu dau o scrisoare medicală, indicația de tratament, schema de tratament, sigur. Merge la medicul de familie care este într-un contract cu casa, da? Păi stai, și pacientul este asigurat. Ce treabă are, la ce doctor se duce? Acum, nu știu, mă întreb și eu, poate au pe calculator sau ăsta, pe dacă îți duc într-un centru universitar la Timișoara, la asta, stau și întreabă dacă medicul are contract cu casa. O întrebare de 1000 de puncte, scumpi medicamentele astea? Sunt un pic cam scumpe. Și atunci, deci această necesitate de compensare a rețetei, da? Deci ca să efortul financiar al pacientului să fie oleacă mai suportabil, da? Da, pentru că vă spun, cam jumătate din pacienții mei nu prea trec pe la medicul de familie. S-au săturat și ei.
și acolo cu programări, cu astea, te duci în ziua de cutare, ai alte altă medicație de la, nu știu, cardiac, medicație pulmonară, sau știu eu, diabetic, dar diabetul pe program, mă rog, circulatorii, și se cam lasă pe gubaș. Domnule doctor, din păcate, emisiunea se cam apropie de sfârșit. Noi vă mulțumim pentru participare. Ne-ați promis că telespectatorii o să le spun de seara asta că săptămâna viitoare tot domnul doctor Chiriac va fi invitatul nostru. Ne veți dezvolta un subiect surpriză, da? Da, subiect tabu. Subiect tabu, da, deci legat de sexualitate. Bărbați, da, sexualitate în general, deci noi vă așteptăm cu mare plăcere și săptămâna viitoare. Dumneavoastră ne pregătiți ceva imagini sau... Da, îmi se pregătesc și ceva imagini, așa sugestive, aduse din pe unde am hoinărit în lumea asta. Dumneavoastră a spus pe la multe congrese, a spus și în Australia. În Australia, Japonia de vreo două ori, în Taiwan, Americile de nord, sus, centrală. Unde se face turist sexual? Unde? În Thailanda sau unde era spus? Nu, asta acolo, nu, pe acolo n-am fost. Thailanda, India, nu știu de ce n-am... Deci, partea practică nu prea spus-o la... la punctul, să înțeleg, da? Da. Stimați, ai spus, emisiunea noastră a încheiat. Sunt doctorul Deacon Octavian și vă doresc noapte bună.